Avem aici un bazin central, principală atracție, 30 de metri cubi, chiar un pic peste, fiindcă am ridicat nivelul apei. Este un bazin care a adăpostit pe vremuri niște pești ce intrau în estuarul Mării Negre, respectiv niște acipensteride sau sturioni. Ajungi la vârste venerabile, dimensiuni importante, dar și o stare de degradare a lor ne-a făcut să renunțăm la această prezentare și să aducem niște pești exotici. Pești care constituie o atracție prin faptul că nu-i vedem în alimentară, nu-i vedem în piețe, ci îi vedem doar la televizor. Sunt pești din Amazon în special, pești tropicali de apă dulce. Deocamdată, următorii 2-3 ani de zile, vom menține pești tropicali de apă dulce ca principală atracție, urmând ca în viitor, pe măsură ce și nivelul tehnologic al nostru va evolua, aici avem niște colosome, niște pirania uriași, să ținem aici pești de apă marină. Însă pentru ei e nevoie de mai mult, e nevoie de un efort tehnologic și bani cheltuiți mai mulți. Până atunci, cum spuneam, pești, în special de Amazon, avem câțiva și de Nil, însă marea majoritate de Amazon, pești frumos colorați, pești care, în condițiile în care le asiguri hrană suficientă și o densitate suficientă, nu se mușcă, nu se rănesc, nu se distrug, nu se antagonizează între ei, ceea ce este excelent. Avem aici Trimaculatus alb, avem, de exemplu, tilapii, cum spuneam, de Nil, Colosoma vine aici lângă mine, Tigrinis, Aruana, Chitala, uite-l cum stă aici. Specii deosebite de pești care vor ajunge și la talii impresionante. Deocamdată bazinul este în primul an. Toți acești pești vor ajunge să fie aproape dubli în mai puțin de un an de zile, probabil la sfârșitul iernii viitoare. Colosomele astea o să treacă de 20 de kilograme, acum au undeva la 7-8 kilograme. Și bineînțeles că și atractivitatea va crește. Am făcut un efort, avem în subsol un sistem modern de filtrare cu care, uite ce apă reușim să facem, pe care am menționat-o toată vara și este excelent. Un alt motiv pentru care nu mai putem să ținem pește de Marea Neagră este, și nu avem nicio vină sau avem o vină parțială, încălzirea climaterică, ceea care face să fie din ce în ce mai cald verile și, în consecință, este foarte greu să ții pentru peștele de Marea Neagră un habitat la 21-22 de grade. Este din ce în ce mai greu. Dacă răcim apa, avem condens pe geam și atunci am decis să prezentăm pești tropicali. Oricum, peștele tropical este peștele cel mai colorat, cel mai atractiv. Avem și un raion, o să vi-l prezentăm în continuare, un raion de pești de apă dulce și pești de zone temperate, însă toți copiii aici își fac poze la peștii tropicali, fără doar și poate.